Emisiunea Un Doctor pentru dumneavoastră este susținută de Derma Vital. Hofigal. Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor! Așa cum bine știți, avem o săptămână specială aici la Un Doctor pentru dumneavoastră, cu sfaturi, cu personal de excepție care vine să vă ofere sfaturi sănătoase. Doamnelor și domnilor, unul dintre invitații, hai să spunem, reprezentativă emisiunii noastre în această seară în studio, domnul doctor Ionuț Leacu. Vă mulțumesc și la mulți ani, vă urez cât mai mulți ani de emisie și eu oricum plănuiesc să mai vin în emisiunea voastră cel puțin 20 de ani de acum încolo. E bine, e regulă. Vă permite și vârsta. Sunteți unul dintre oamenii care cumva au pus umărul și la propriu și la figurat când vine vorba de această emisiune și v-aș întreba dacă vă aduceți aminte ce făceați dumneavoastră acum 12 ani, cât de departe sunt. Este destul de simplu. Eram în anul 4 de facultate, încă nu eram atât de decis că o să merg în direcția asta antreprenoriatului în stomatologie. Și anul 4 a fost primul an clinic, să spunem așa, primul an în care m-am întâlnit cu pacientul efectiv pe scaun. Era anul în care făceam zona aceasta de protetică, de cum să șlefuim dinții, de partea de tratamente de canal și a fost și primul contact cu chirurgia. Atunci am scos primii dinți în anul 4 și mi-amintesc că era stagiul de chirurgie și în care veneau la facultate pacienți de toate felurile. Și mi-amintesc cât de timorați erau colegii mei tocmai de posibilitatea ca acel pacient să fie purtător de o anumită boală și nu prea vreau să se bage la extracții. Deci a fost anul în care am scos cei mai mulți dinți, cred că. A fost cu noroc, de fapt, până la urmă, dacă e să te întorci așa în timp, să te gândești la lucrul ăsta. Pentru mine, anul 4 de facultate, cu amintiri foarte plăcute, pentru că întotdeauna te pregătești teoretic, dar adevărul este momentul în care ești tu față în față cu pacientul. Atunci cumva e contactul acela în care îți dai seama, mă, chiar sunt făcut pentru meseria testul asta. Testul adevărului, sau de fapt, nu? În da, această da. Meserie. Da, pe de altă parte, ați asistat așa în cei 12 ani care au trecut din acel 4 ani de facultate, tot și da, o evoluție extrem de rapidă în zona asta de stomato, pentru că lucrurile au evoluat, cum să spun, de la cer la pământ, dacă e să te uiți în spate. Așa este. Facultatea mi-a oferit baza, adică ce am învățat în zona chirurgiei și în continuare aplic și astăzi, cum să faci o anestezie corectă, adică să controlezi durerea pacientului și de fapt să o îndepărtezi. Asta este primul contact, să îndepărtăm durerea și apoi cum să scoți un dinte, chiar dacă el este foarte, foarte fracturat, de multe ori când trebuie să scoatem un dinte, e atunci când deja totul e distrus acolo și trebuie să folosești o tehnică un pic special, nu prea ai cu ce să prinzi cu cleștele, adică cum se scotea pe vremuri. Pentru că una era când se scoteau dinții care erau cariați, că a fost o modă asta în stomatologie acum 20-30 de ani, era cariat, hai să-l scoatem mai bine, să nu-ți facă probleme. Prima dată, da, primul sfat cam ăsta acum era. Acum tratăm absolut orice și atunci îndepărtăm doar dinți care sunt extrem de distruși sub gingie și atunci e un pic altă tehnică chirurgicală. Și dacă e să ne gândim că lucrurile au evoluat totuși și din punct de vedere al tehnicii foarte tare, adică dacă pe vremuri instrumentarul nu îți oferea foarte multă varietate, acum se face dantură 3D computerizată. Așa este, existau tehnologiile astea, adică eu chiar lucrarea de licență am făcut-o pe această stomatologie digitală, dar era o chestie de super început în România. Era adică, un pic SF la momentul acela. Chiar că în România erau la vremea aceea 3 aparate de genul acela în toată țara. Adică era chiar o nebunie să reușești să pui mâna pe așa tehnologie și asta am avut noroc că de-a lungul creșterii mele ca student și apoi ca tânăr medic am cunoscut medici care erau foarte, foarte pasionați, care făceau asta de niște ani de zile și în care am putut să văd tehnologia și să înțeleg totuși cam care este direcția. Și apoi, desigur, am mai contribuit și chestia asta cu ieșitul în afară cât mai mult. Și am avut grijă chiar din timpul facultății să fiu implicat în proiecte studențești care am putut să iau contact cu alte facultăți din afara țării și să înțeleg care e de fapt nivelul. Pentru că eu consider că ce am reușit noi să facem în România, tocmai prin faptul că ne-am dezvoltat mai târziu, când a venit revoluția așa asta tehnologică care a început concret cam în urmă cu vreo 70 ani,
Cam atunci s-a produs un shift, pentru că tehnologiile care erau avansate, dar încă erau la un stadiu foarte devreme de dezvoltare, erau extrem de scumpe și nu aveau chiar performanțele tehnologiilor de astăzi. Sigur, greu să fie democratizate la acea, în acea perioadă. Dar, în schimb, cu anii, asta a făcut, a crescut competiția în tehnologie, au mai scăzut prețurile și totul a devenit mai ușor. Asta spre binele pacienților. Spre binele pacienților care când astăzi... Când vine vorba de doctorul stomatolog, în primul rând, știți cum au teama asta de prețuri mari. Era o glumă, cum îți dai seama că ești adult acum, când ți-e mai teamă de cât s-ar putea să coste la stomatolog decât că s-ar putea să doare la stomatolog. Deci atunci, îți dai seama, atunci ești adult cu adevărat. Ai crescut suficient de mare. Bun. Și v-aș întreba că 12 ani înseamnă cumva o viață de om în meseria asta. Pentru mine e cam toată viața mea de profesionist. Așa, și nu e doar meseria de doctor, dar e și cea de antreprenor, că s-au combinat. Dacă ar fi să dați un sfat unui medic care e la început de drum acum, care e cel mai important lucru pe care îl ați dărui așa înainte de a începe drumul ăsta, care bănuie că nu e ușor. În primul rând ar trebui să gândească lucrurile în perspectivă, adică ar trebui să vadă cât de departe poate, adică întotdeauna când suntem undeva la mare și ne uităm la linia orizontului, o vedem că e depărtată, dar parcă ai vrea să te duci după ea, să atingi linia orizontului. Și atâta timp cât reușești să stabilească niște obiective în care linia asta orizontului, obiectivul la care vor să ajungă este cât mai îndepărtat, cu atât vor munci mai mult și asta îi va stimula să muncească din ce în ce mai mult, să fie cât mai serios, se pregătească cât mai bine, ca realitatea e că niciodată nu atingem acea excelență. Adică totul e legat, mai ales în meseria de medic, este acest drum în căutarea excelenței. Adică chiar dacă avem rezultate bune și foarte bune acum, totdeauna ne gândim, ok, avem rezultate bune și foarte bune cu tehnologia asta și apropo de costuri, cu costurile astea. Cum putem să facem să mai scădem costurile? Cum putem să facem astfel încât mai mulți pacienți să beneficieze de genul ăsta de grijă? Cum transformăm asta din excelență în normalitate? Adică asta este pentru mine acum noua linie orizontului. Și asta ați deschis cumva și o direcție nouă, aș spune, dacă e să mă uit așa la istoricul pe care îl aveți, faptul că ați avut curaj să mergeți nu doar în București, ci și în orașe mai mari sau mai mici din țară, ceea ce e și ăsta un act de curaj de antreprenor, aș spune. A fost, din nou, am răspuns unei nevoi, pentru că deja aveam foarte mulți pacienți, avem foarte mulți pacienți care nu locuiesc în București, adică locuiesc în toată țara și în care e normal că ai nevoie de întreținere, adică se mai întâmplă ceva, trebuie să vii la un control de rutină sau dacă te accidentezi cumva. Era destul de complicat pentru un pacient să vină din Timișoara până în București să putem să rezolvăm. Și atunci, tocmai de ce am început să ne extindem în orașele cheie, în care să creăm aceste centre de excelență, în care este ușor cumva pacientului să călătorească poate 100 de kilometri să ajungă la una din clinicile noastre. Și o să continuăm, adică acum depunem niște eforturi foarte mari pe care le-am început chiar de anul trecut, să reușim să mergem cu rețeaua de clinici în toate zonele țării. Și acum suntem în amenajări în Constanța, în Oradea, în Cluj și deja în județul Cluj am reușit să deschidem o clinică în Turda, și care este iarăși ușor accesibilă și pentru cei care locuiesc în Cluj, dar în toată zona. În clinica din Timișoara, care deja funcționează de anul trecut, avem pacienți care vin din Arad, care vin din Oradea, din Caraseverin. Deci sunt foarte mulți pacienți cumva care se întâmplă sunt... o rețea care poate să deservească tot mai multe asta puncte este, din asta țară, este ideea. Ceea ce e foarte important. Și odată ce pacienții accesează din ce în ce mai mult serviciile noastre, noi putem la fel să ne ducem chiar și mai aproape de ei. Pentru că ăsta este obiectivul, adică să reușim să investim, să investim, să investim până când din nou, până când transformăm ce pare excelență acum în normalitate. Ca să devină normalitate, trebuie să putem să tratăm zeci de mii de pacienți pe lună. Noi acum tratăm cam 2000-3000 de pacienți unici pe lună. Vrem să Bun, și să mai ales că în România sunt destule probleme la capitolul sănătate orală și avem multe de rezolvat. Și cea mai mare problemă cu sănătatea orală este odată că este această teamă, ori ambele, ori că doare, ori că va costa prea mult. Da? Da. Și atunci noi adresăm ambele subiecte. Adică dumneavoastră, cum îmi spuneți de până teama... în alta, că nu mai doare nici așa de mult și nu mai e nici atât de scump pe cum și credem noi. Și în plus să lucrăm să oferim pacientului soluții financiare flexibile. Adică dacă noi ca români ne-am obișnuit să facem rate, adică în momentul în care îmi iau o mașină, fac rate. Când era pe vremuri chestia cu televizorul și făceam rate. E o discuție sociologică mai largă despre faptul că ne permitem să dăm bani
mult pe mașini și alte lucruri și mai puțin pe sănătatea asta noastră. Asta și este. Dar se schimbă lucrurile. Să sperăm că e o mentalitate care încet, încet crește în direcția și potrivită. Și tocmai emisiuni de genul acesta în care ieșim cu informația cât mai pe înțelesul telespectatorului, în felul acesta reușim să-i facem pe oameni să înțeleagă, măi, trebuie să vin la stomatolog chiar dacă nu mă doare. Da? Trebuie să vin pentru că trebuie să fiu curios, trebuie să știu ce se întâmplă cu mine, cu sănătatea mea și să recapăt controlul asupra vieții mele. Că în momentul în care nu ai informația, la un moment dat te trezești umflat. Sigur, și după care da. Nu contează ce mai ai de făcut în ziua aia, știi, e clar că gura ta a decis că nu mai ai niciun alt plan decât să-ți găsești exact, un medic stomatolog. Să găsești cât mai repede un doctor stomatolog. Aș vrea să insistăm în prima parte a emisiunii pe faptul că, iată, începe școala, că e perioada de toamnă, copiii merg la școală, e bine să-i duci la un control, să nu-i duci la un control. Majoritatea dintre ei fac 7 ani, își schimbă dințișorii, cei de lapte cu... Ce sfaturi aveți pentru părinți în perioada aceasta? Că e o perioadă în care suntem, hai să spunem, mai atenți la aspectele astea. Și mai ales că este o perioadă foarte aglomerată. De multe ori pentru copil este o perioadă foarte stresantă, dar și pentru părinte. Și din nou, ideea este pur și simplu să mai elimin o necunoscută. Măi, oare are dinții ok copilul meu? Adică să nu stau cu teama asta că vine acasă într-o zi umflat. Sau mă sună de la școală să-l iau că-l doare dintele. Deci asta este ideea. Ideea este să putem programa chestia asta și noi de aproape 5 ani de zile dezvoltăm o echipă în zona asta de tratamente pentru copii, pentru că ai nevoie de un alt tip de medic, un alt tip de abordare pentru un copil față de un adult. Deși ce e drept... Extrem de important și vă spun și din perspectiva de mamă că e extrem de important să știu în momentul în care duc copilul la dentist să nu plece de acolo cu frică pentru totdeauna și să știu că mersul la dentist nu se transformă într-o corvoadă. Și am văzut asta inclusiv pe copiii mei. Fetița mea deja la 3 ani de zile am dus-o să-i sigilăm măseluțele de lapte. Și a fost funny. A fost foarte interesant pentru ea și tocmai asta este ideea. Adică e important să știi cum să comunici la orice vârstă cu copiii. Și apropo de copii, și bărbații când se așează pe scaunul stomatologului, tot copil, doar pe scaunul stomatologului, da. Asta e altă discuție. În care tocmai asta este ideea. Adică eu înțeleg foarte bine în ce situații se află pacienții când se așează pe scaun. Adică vin cu niște temeri și de multe ori ei vin cu experiențe poate neplăcute din trecut pe care le proiectează. Adică mai vin pacienți de toate vârstele și când ne auzeam și spuneau, mie mi-e frică de stomatolog. Și întrebam, ok, de stomatolog ți-e frică, dar de Ionuți? Ți-e frică? Adică reușim să spargem bariera asta și acum ne mutăm din ce în ce mai mult în zona asta pentru copii a poveștilor, adică în care putem să creăm personaje cu ei, putem să-i facem să fie mândri de faptul că, mi-am făcut dinții, m-am îngrijit. Adică sentimentul ăla... Mai ales că acum, apropo de faptul că tehnologiile au crescut, s-au dezvoltat foarte tare, nu știu, mi-aduc aminte că era o perioadă în care copiii mei erau foarte mici și l-am descărcat o aplicație pe telefon care învăța să se spele pe dinți și care ne-a ajutat foarte mult în acea perioadă să se învețe cu folositul periuței, a pastei și așa mai departe. Deci ce facem cu copiii în momentul în care se schimbă dentiția? Care e sfatul principal pe care îl dați părinților? Să nu scoatem acasă dinții copilului. Asta este primul sfat. Da? Adică zâna măseluță se ocupă de asta. Da. Deci cel mai bine trebuie să aduci la stomatolog pentru că în perioada asta lor li se dezvoltă oasele feței. Și trebuie să le facem, să facem copilului o radiografie dentară digitală și în care să ne uităm să vedem, măi, dinții care urmează să se rupă sunt toți acolo aliniați, vor să-și respecte rândul, pentru că dacă cumva copilul are o caractivitate mare, face multe carii și pierde dinți de lapte, trebuie să luate niște măsuri. Trebuie chiar îmbrăcăm niște dinți de lapte, se pun coroane pe dinți de lapte care sunt prea distruși, pentru că mai au până să cadă 2-3 ani, 5 ani. Deci asta este ideea. Adică de multe ori părintele zice, aia de lapte se schimbă și hai să-l scoatem și după aia nu mai facem nimic. Doar că momentul ăla, apoi devin adulți și adulți care au dinții strâmbi, care nu calcă cum trebuie și care au probleme inclusiv de asimetrie facială, adică nu se dezvoltă fața copilului cum trebuie, dacă rămâne fără dinți mai repede. Am vorbit de copii, de începuturile mersului la stomatolog, ajungem la cazurile extreme, vorbim de persoanele, hai să spunem, mai în vârstă, care au probleme mult mai complicate. Primul pas este ca pacientul se prezinte să vină la noi, iar apoi în funcție de ce își dorește pacientul. Deci dacă vrem să avem o viață normală, în
ziua de astăzi se poate în orice fel de situație. Desigur, cum vă spuneam, sunt 5 grade de cât de complicat poate să fie un pacient. Sigur. Noi folosim niște tehnici, de fapt, care au început în 1995 să fie utilizate în lumea întreagă. Noi ce am făcut? Pur și simplu am luat tehnologii din întreaga lume, adică folosim o tehnologie din Spania pentru vindecare accelerată cu sângele pacientului, cu niște implanturi produse în Germania, cu o tehnică care de fapt a fost inventată în Portugalia și cu niște substanțe de reconstrucție osoasă care sunt produse ori în Italia, ori în Elveția și uneori chiar le combinăm cele două tipuri de materiale și uneori mai folosim și niște implanturi produse în Corea. Adică asta este de fapt ce facem noi cu totul și cu totul diferit. Este că noi nu suntem tributari vreunui mare profesor sau vreunui companii producătoare. Noi suntem datori doar pacientului. Și atunci pentru fiecare pacient în parte facem această combinație de tehnologii, de tehnici, de materiale, astfel încât să ajungem cât mai repede la ce își dorește pacientul. Adică bun, dar cum pacientul convingi un pacient care e la o anumită vârstă și spune sunt prea bătrân să mai investesc atâția bani, sunt prea bătrân să mă mai chinui la stomatolog, sunt prea bătrân mai, să... Mai nasul, nasul este când spun aparținătorii, e prea bătrân să-i mai investim atâția bani în el. În primul rând, eu cred că asta ține de demnitatea umană. Adică profesorul Brannemar, care a inventat implantul dentar și el asta a spus, că toată viața lui a muncit astfel încât să dea demnitate omului în ultima lui clipă. Pur și simplu, când vine vorba de dinți, avem piese de schimb. Așa trebuie gândit. Măi, am și avut că totul de... este posibil. Da, cel puțin astăzi, de lapte, în 2019, am totul se poate face. Dinții de adult definitiv se duc și aia. Mai avem și dantura numărul 3. Care dantura numărul 3 este pe șurub de data asta. Și fiind pe șurub, totul este gândit foarte, foarte modular. Adică, odată, focusul nostru principal este ca ce trebuie să băgăm în interiorul osului și în intervenția chirurgicală, tocmai asta vrem să fie totul făcut odată, pentru că vrem să ținem riscurile asociate unei intervenții chirurgicale la minim. Și mergem și la Cluj-Napoca în această seară, doamnelor și domnilor, și asta pentru că alături de noi, prin telefon, este doamna dr. Maia Rotaru, psihoterapeut, medic specialist în medicină generală. Bună seara și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc că m-ați invitat și apreciez emisiunea, vă felicit pentru ea. Și să știți că primul lucru pe care o să îmi permit să vă întreb, apropo de faptul că sunteți psihoterapeut și aproape de pacienții care vă vin în cabinet și iată, vorbeam și mai devreme cu domnul doctor Lahu, cât de important este totuși să-ți recapeți zâmbetul și să ai siguranța că ești bine din toate punctele de vedere. Cum îi sfătuiți pe pacienții dumneavoastră să aibă grijă de ei și la anumite vârste? Problema diasporei este destul de mare și cred că acolo, din punctul meu de vedere, sunt multe categorii de oameni. Unii care au probleme zero și m-aș bucura ca nici unii să nu aibă probleme, dar sunt unii și cu probleme foarte grave. Oamenii care s-au dus acolo, unii dintre ei probabil s-au dus pentru a se îmbogăți sau a scăpa de probleme materiale, dar consumă foarte multă energie. Și acest consum energetic pe unii dărâmă și unii dintre ei, din păcate, ajung să se îmbolnăvească, dacă nu fizic, cel puțin din punct de vedere emoțional, au multe probleme. Acum, dacă noi am face, sau oamenii ar ști să-și facă un profil psihologic înainte să plece și să-și asume aceste eforturi uriașe pe care le fac, cred că unii dintre ei ar putea să-și dea seama că din punct de vedere emoțional, nu sunt pregătit pentru ce îi așteaptă acolo, pentru că și din punct de vedere emoțional este un consum uriaș, să stai departe de casă, să stai departe de copii, să ai tot felul de angoase și anxietăți, să ai gândul la copii, că în fiecare moment străfulgeră cât un gând, dacă îl calcă în curtea la bunica tractorul sau ce se întâmplă, deci sunt probleme uriașe pe care unii părinți care și-au lăsat aici copiii le întâmpină acolo. Și este fâșietor prin ce trec unii. Din păcate suntem nevoiți să facem aceste alegeri, fie că ne place, fie că nu. Și atunci da, întrebarea este cum să ne mențim într-un echilibru noi și familia noastră în aceste condiții. Exact. Asta, pentru asta, nu știu, poate ca o întâmplare sau sunt sincronicități în care eu cred. Eu exact pe problemă
educațională și informațională prin internet. Eu mi-am instalat acum, astăzi, ieri, o platformă în sensul ăsta și pe care ar fi bineveniți și diaspora, pentru că este până la urmă vorba despre adevăr, despre cum să te menții sănătos mental, despre cum să te menții sănătos fizic, spiritual, și este până la urmă o platformă foarte, foarte complexă, care oferă foarte multă informație și suport și susținere pentru acești pentru doamna doctor Maia Rotaru, eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și e minunat că vă gândiți și la România de afară. Iată, puneți la dispoziție și o platformă prin care puteți comunica cu cei care au nevoie să stea cu cineva de vorbă. Cred că e extrem de important. Vă așteptăm cu mare drag în momentul în care ajungeți în București și în platou aici la un doctor pentru dumneavoastră. Să aveți o seară cât mai frumoasă. Tuturor numai bine și sănătate și să aibă grijă de sănătate. Vă mulțumim tare mult pentru urarea, seară frumoasă. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți scrie pe pagina asta de Facebook, suntem live și acolo, sau puteți să ne sunați la numele de telefon pe care colegii mei le afișează pe ecran chiar în acest moment. Evident, revenim la ce spuneam mai devreme, la faptul că la o anumită vârstă totuși poți să te bazezi pe faptul că tehnica a evoluat atât de mult, că medicina stomatologică a făcut niște pași uriași, încât soluții sunt pentru orice. Pentru că e foarte interesant când am uneori un pacient care are 50 de ani și care își pune problema, dar oare cât o să mai trăiesc? Și în același timp este fascinant când am pacienți care au trecut de 90 de ani și care vin și spun, măi, în sfârșit, acum e momentul pentru mine să am din sfix și în gură din nou. Pe vremuri se spunea, dacă e posibil să nu-mi suporte, nu știu, gura gingia, un anume transplant, să mi-l refuze organismul. Sau e un mit? E așa o vorbă populară? Trebuie să înțelegem un lucru. Întrebările astea și le-au pus niște oameni de știință acum deja 50 de ani aproape. Dacă punând ceva din titan în corpul omului, băgat în osul uman, va prinde sau nu. Și mai este o chestie foarte interesantă, că tot regnul mamiferelor, adică gândiți-vă că implanturile dentare întâi au fost testate pe iepuri, apoi au fost testate pe cățeluși, adică dacă merge pe iepuri, pe cățeluși, merge sigur și pe om, pentru că mecanismele de vindecare sunt cam acele. V-aș întreba foarte pe scurt ce material e cel mai potrivit în acest moment pentru lucrările dentare. Pe dinți naturali, atunci avem nevoie de un material care imită cel mai bine dintele natural și mă refer aici în primul la smalți, la învelișul protector. Și aceea este ceramica integrală Emax. Este singurul material care face priză chimică cu dintele natural, cu ajutorul unui lipit special. Și în felul acesta dintele devine din nou ca nou. Deci tocmai asta ne și dorim. Ne dorim ca dinții naturali să rămână individuale, adică să nu legăm dinți naturali între ei și să punem aceste coronițe sau fațete din ceramică integrală și în felul acesta să nu existe niciun fel de spațiu unde să mai poată să mai intre mâncare pe dedesubt, să se carieze sau cumva să irite gingia. Când vine vorba de lucrări pe implanturi, dacă vorbim de lucrări care sunt în toată gura, adică este o singură lucrare sus, o singură lucrare jos, contează foarte mult ce își dorește pacientul. Pentru că sunt niște lucrări care vin cu un buget mai scăzut, în care avem niște dinți prefabricați din compozit pe un schelet metalic și asta este cumva lucrarea standard pentru situația de fast and fix, când am pierdut toți dinții și trebuie să îi înlocuim. Avantajul acestei lucrări este că este o lucrare ușoară și ușor de reparat. Dar în același timp este și ușor de stricat. Pentru că în momentul în care mestec, nu mai simt cât de tare strâng dinții, dacă am mușcat ceva iurea, atunci înrup un dinte. Da? Pentru că așa e și gândită lucrarea aceasta. Să rup un dinte, pacientul se uită în oglindă și dă seama, băi, am rupt un dinte, vine, îl reparăm, se repară chiar pe loc, este o chestie foarte ușoară, sau se demontează lucrarea, se repară în laborator, dar nu am cum să-mi stric implanturile, adică forța aceea prea mare este preluată de dinți și nu stric implanturile. Pentru pacienții care nu își doresc să vină la stomatolog când rup un dinte, adică care își doresc să nu aibă cum să rupă un dinte, atunci pentru ei lucrarea cea mai bună este o lucrare cu un schelet din titan, același titan din care sunt fabricate și implanturile dentare și pe care, pe acel schelet de titan venim cu coronițe individuale de ceramică integrală. Și atunci, asta e genul de lucrare... Asta fiind cea mai rezistentă, probabil. Da, până acum, niciunul din pacienții noștri nu a reușit să rupă ceva la genul ăsta de lucrare. Dar sunt doar câțiva ani, deci mai au timp. Da. Și... Păi, cam care e durata de viață a unei astfel de lucrări? Adică, în momentul în care pacientul iese din cabinet, cam cât ar trebui să-i dureze o lucrare? Fie că e făcută din ceramică, fie din... Pe un dinte natural, acolo, durata de viață a lucrării ar fi cam durata de viață a rădăcinii.
Dar studiile arată că undeva cam la 20-25 de ani ar trebui să fie totul stabil acolo. Când vine vorba de lucrările pe implanturi, dacă vorbim de lucrările în care avem compozit și dacă avem sus-jos doar implanturi, acolo pacientul cred că ar putea să mănânce complet acea lucrare cam în 15 ani. Ce este important este de fapt ca ce punem în interiorul osului, implantul dentar, osul pe care construim, gingia pe care o reparăm, acolo să fie lucrurile stabile pe toată durata de viață a pacientului și cu mult după. Adică asta este obiectivul principal, pentru că apoi lucrările le putem înșuruba, deșuruba, repara, facem altele, adică lucrările sunt foarte ușor de întreținut după. Iar dacă vorbim de acea lucrare titan cu ceramică, aceea din nou ar trebui să fie indestructibilă, tot așa, 20-25 de ani. Și mai avem pacienți care, apropo de lucrările acestea, pentru că sunt niște lucrări care se pot înșuruba, am avut, de exemplu, un caz cu o doamnă care, inițial la probele cu colegii mei, a dorit niște dinți mai mici. Că a zis, nu, sunt prea mari, eu sunt mai discretă, vreau dinți mai mici. După care a revenit după un an și a zis, nu, atunci eram în depresie, acum vreau dinți mari. Pac, lucrare cu dinți mari, adică în care cumva a devenit și nu chiar ca la genți, adică să-ți alegi poșeta în funcție de cum te îmbraci, dar fiind un sistem modular, având implanturile fixate foarte bine în os, pot să agăț ce dinți îmi doresc, ce dinți își dorește pacientul. Și aici vine foarte mult imaginea pacientului despre sine. Adică întotdeauna colegii mei fac o propunere în care folosim niște standarde legate de dimensiunea feței pacientului, dacă este femeie, bărbat, vârsta pacientului și atunci facem niște propuneri. Dar pacientul este foarte implicat în realizarea lucrărilor pe termen lung. Sigur, și până la urmă își stabilește el însuși cumva lucrurile. Cum vreau lucruri să arate, cum vreau să zâmbesc. Și ca să mă face să înțeleg și să explicăm și pentru cei de acasă, cea mai rezistentă formulă pentru aceste lucrări și cea mai scumpă, cea mai ieftină, ca să vedem în ce tipuri ne încadrăm. Este clar că lucrarea standard, care este ușor de întreținut, dar și ușor de stricat. Și a spus că e din ce? Din metal cu compozit. Deci da. Aceea clar vine cu costul cel mai mic. Da? Dar pe de cealaltă parte, care pleacă de pe la ce preț așa în aproximativ. Asta este o chestiune care trebuie discutată efectiv cu fiecare pacient în parte, adică nu este un standard neapărat, e în funcție de, cum am spus, de gradul de dificultate al cazului. Și atunci se face un pachet cu tot costul de la bun început. Și mai există, desigur, când vorbim de lucrarea din titan, aceea de făcută printr-o tehnologie când este sinterizat laser, adică este făcut totul super customizat pentru fiecare pacient în parte, în care fiecare coroniță de ceramică este făcută individual pentru acel pacient. Deci, când vorbim de lucrarea standard, avem niște componente prefabricate. Și e făcută pe computer, probabil, nu? Da, fiecare... e făcută, tot scheletul ăsta din titan e făcut pe calculator, este sinterizat laser, adică avem un grad de precizie foarte mare, pentru că când vine vorba de titan, e foarte greu de prelucrat după aia, adică dacă cumva ai vreun plus, să tai acel titan este extrem, extrem de complicat să-l mai adaptezi. Deci de aceea trebuie să fie impecabil să foarte din bine prima. Din prima, da. Și acolo este tehnologie, intră foarte multă tehnologie și foarte multă manufactură. Tocmai de aceea costul de multe ori ajunge aproape dublu de la o lucrare la alta. Da? Cât de populară e această nouă tehnică în România? La noi cam 20-30% dintre pacienți aleg această tehnică, mai ales pacienții care locuiesc în afara țării, pentru că cu asta ne mai confruntăm. Sunt pacienți care primesc genul acesta de lucrări, vorbind de lucrările standard, și apoi pleacă și își văd de viață. Doar că ei și-ar dori să nu se mai întoarcă vreodată în țară să-și verifice dinții. Dar noi oricum discutăm asta cu ei și le spunem, măi, uite, cam asta te-a adus în punctul ăsta, faptul că nu ai venit să ne uităm la tine la 6 luni. Și acum că ai niște lucrări numai din naturale. Ai un dispozitiv biomecanic care trebuie întreținut, ca o mașină. Da? Și în care mai trebuie mers la revizie din când în când. Și cum își dau seama că a venit timpul de revizie? Își fac treaba cu lucrarea standard și la un moment dat rup un dinte. Și atunci zic că trimit o poză. A, mi s-a rupt un dinte! Păi da, este normal să mai rupă un dinte pentru că avem implanturi sujo și nu simți cât de tare muști. Și atunci trebuie să vii la revizie. Și întâmplător, adică se întâmplă chestia asta, cam 10% dintre pacienți reușesc să rupă un dinte cam la 6 luni. Dar în schimb, la lucrarea aceasta din titan,
până acum, din nou, nu a reușit nimeni să rupă nimic. Da? Deci, dacă ar fi vorba să fie în locul pacientului care locuiește în afara țării, clar aș alege soluția Titan. Pentru că mai vorbim și de costul transportului, că chiar dacă reparația este, noi chiar le asigurăm mentenanță gratuită, cel puțin un an de zile, adică în ideea în care să testeze lucrurile, să vadă, mă, ce pot să fac cu dinții ăștia și ce nu pot să fac cu dinții ăștia, apoi costul este foarte mic, adică costă câteva sute de lei o reparație de genul acesta. Dar drumul și plus timpul pierdut pe drum, acela cred că are un cost mai mare, deci de aceea noi recomandăm pacienților să aleagă soluția, chiar dacă vine cu un buget mai ridicat, vine cu acest confort că, măi, pe lângă că am o soluție care este extrem de estetică atunci când zâmbește pacientul, dinții pare individuale, adică pare că este dinte cu dinte, chiar dacă este o lucrare care e legată cu toți dinții și este înșurubată pe toate implanturile. Și mergem mai departe la boala gingiei, că ați menționat ceva mai devreme, iarăși un semnal de alarmă pentru orice om. Haideți să le spunem oamenilor la ce ar trebui să fie atenți și ce ar trebui să facă în momentul în care, cum spuneați noastră mai devreme, gingia începe să sângereze. Păi, în primul rând, ar trebui clar să fiu foarte îngrijorat. Și la un moment dat era foarte popular un clip și pe net și la televizor în care era ideea asta. Dacă ți-ar sângera orice altă parte a corpului, ai fi mult mai îngrijorat. Da? Dar când ne sângerează gingiile, nu știu, considerăm că e ceva normal. Și de ce ajung să sângereze gingiile? Pentru că, de fapt, dinții se murdăresc, nu reușim să-i curățăm acasă, se depune tartru, adică acea piatră pe dinți, și acolo avem o infecție bacteriană care irită foarte tare gingia și gingia răspunde cu o inflamație. Adică cum ar veni, imunitatea corpului vrea să curețe dintele, dar nu poate. Dacă vorbim de gingie de pe dinți care se retrage, acolo poate fi boala parodontală care la fel trebuie tratată. Sau mai poate să fie și suprasarcina. Dacă nu sunt dinții, nu calcă cum trebuie dinții unul pe celălalt, atunci iară se poate retrage gingia. Când vorbim de implanturile dentare, trebuie să înțelegem un lucru. În momentul în care au rămas fără dinți și trebuie să punem implanturi dentare, se întâmplă două lucruri. Odată se retrage osul, când stăm fără dinți, și doi, se retrage și gingia bună, care e gingia fixă. În gură avem două tipuri de gingie. Avem o gingie mobilă pe care o avem în interiorul obrazului, care ne lasă să ne mișcăm, să ne exprimăm. Și avem și o gingie fixă, care e în dreptul dinților naturali. În momentul în care rămânem fără dintele natural, dispare și gingia fixă. Gingia asta mobilă, când o atingem cu periuța și de la mâncat inclusiv, ea e foarte sensibilă și imediat se retrage. Și atunci ce facem? Fie ca s-a retras deja sau pur și simplu ca să prevenim o retracție viitoare, luăm o din rezerva strategică pe care o avem în cerul gurii, luăm o puțină gingie din cerul gurii și o transplantăm unde este nevoie de ea. Și în felul acesta putem să reparăm orice fel de situație de genul acesta, dar desigur întotdeauna căutăm să tratăm cauza și desigur tratăm și efectul, adică adăugăm gingia. Dar apoi, ca să avem un rezultat stabil, trebuie să eliminăm și cauza. Putem să intervenim în timp util, putem să tratăm dinți, putem să păstrăm dinți, sau în cazul în care suntem la finalul bolii parodontale, atunci obiectivul este se schimbă. Trebuie, de fapt, să scăpăm cât mai repede de dinți, pentru că dacă nu mai pot fi păstrați, au mobilitate crescută, au generat o infecție uriașă, e fantastic când te uiți pe o radiografie și vedem că se creează, practic, o gaură în os, în jurul unui dinte infectat. Pentru că ce face de fapt corpul? Corpul vrea să scape de dintele infectat și atunci creează acest spațiu uriaș în jurul rădăcinii în os. Și este foarte interesant că deși osul este foarte dur, adică de multe ori frezele pe care le utilizăm să frezăm când punem implanturile dentare, ele se tocesc în os. Și te gândești de multe ori, mă gândesc, mă, într-un os atât de dur în care practic trebuie să depun efort să mă concentrez, să am freze de calitate, să pot să dau o gaură perfectă astfel încât să putem pune implantul și lângă un dinte care a stat stricat un an de zile a făcut o gaură uriașă, fără niciun fel de efort. Dar cum împăcăm asta? Că spuneți pe de o parte trebuie să scap de dinții care nu sunt ok, pe de altă parte sunt, tot dumneavoastră mi-a spus cred la o emisiune, încercăm să salvăm orice dinte pe care îl mai avem în așa gură, este. E foarte important. Cum le împăcăm pe asta două? Păi, cea mai simplu de înțeles este așa, cum le și explic pacienților, adică întâi
am o discuție cu dinții și văd ce vor să facă. Pentru că dacă dinții s-au decis să plece, avem un interval de timp în care putem să intervenim, să-l convingem să rămână. Dacă deja e pe ușă, adică da. Deja, și se vede radiologic chestia asta. Da? Și vedem imediat dacă acel dinte mai merită să fie păstrat sau nu. Pentru că trebuie să punem în balanță mai multe lucruri. Adică de multe ori consult pacienți care sunt în jur de 60-70 de ani. Și atunci te gândești, măi, dintele ăsta, da, îl salvez, mai stă în gură 2 ani de zile. Sau dinții ăștia mai stau în gură 1 an de zile. Și e bine? Asta e problema. Cum va fi starea generală de sănătate a pacientului atunci? Mai putem să intervenim atunci? Mai punem încă un implant atunci? Sau, cel mai bine, tragem linie și suntem un pic mai exigenți. Dacă nu sunt dinți care să rămână în gură 10-15 ani, mai bine înlocuim cu implanturi dentare. Pentru că e vorba, vorba de ce trebuie să facă acești dinți pentru pacient. Trebuie să-l ajute pe el să zâmbească, să mănânce, să vorbească și să aibă un confort psihic crescut. Adică, cunosc pacient care au trecut prin proteze mobile, la care nu s-au mai putut păstra dinții și s-a dat singura variantă, măi, la tine doar proteza asta merge. Da? La tine osul e subțire, adică am foarte mulți pacienți care asta îmi zic, dar cum, doctor, că acum 3 ani mi-a spus că nu am os și acum ce am os? Adică sunt un pic surprinși pacienții când le zic că sigur se rezolvă, pentru că avem tehnici în care putem repara osul, avem tehnici în care folosim poate osul zigomatic pentru a ancora implanturi, adică avem tehnici în care folosim niște implanturi mai scurte pentru partea de jos, pentru mandibulă. Adică sunt foarte multe instrumente pe care le avem la dispoziția noastră, încât chiar am reușit să rezolvăm absolut toate cazurile care au ajuns la noi. Inclusiv am avut un pacient care a avut o situație atât de complicată, încât prima abordare a noastră în care am zis, mă, aici vreau să reparăm usul, nu a funcționat. Și am întărit echipa chirurgicală, am mai adus un super specialist în echipă, punctual pentru acest caz, și am putut să rezolvăm pacientul, care el chiar era un caz în care a trecut ultima șansă, da. Nici aia nu a funcționat și trebuia totuși să-i creăm o soluție. Și am reușit să-i creăm o soluție special pentru acest pacient. Cum? Și să primească osul dinți. Când pare că nu mai ai de unde și sunt mai situații, cum a fost în cazul acesta, e un pacient care fuma chiar 3 pachete de țigări pe zi și în care revenim a purtat... Fumat. Da, deci întotdeauna fumatul distruge ce absolut totul. Ce alte vicii sunt extrem de... Nimic nu strică este... cum strică fumatul. Deci nu are niciun competitor din punctul ăsta de vedere. Și în care pacientul ce a pățit? Pentru că fumase atât de mult și a purtat și proteze, nu doar că și-a distrus complet osul, dar și toate mucoasele, mă refer la mucoasa sinusală, mucoasa nazală, toate erau foarte compromise, adică nu erau vascularizate deloc. Osul era, de, efectiv, parcă era aproape spre necroză, adică nu părea viu. Și atunci ne-am dat seama că acolo chiar nu putem să reparăm osul ăla și atunci a trebuit să fim inventivi, să folosim niște implanturi, sunt niște implanturi pterigoidiene care se pun undeva în spatele maxilarului, este o zonă în care pot să ancoreze aceste implanturi. Mai este un spațiu între lamele nasului, deci undeva pe mijlocul maxilarului, mai este un spațiu unde colegii mei au reușit să ancoreze un implant. Și pe lângă oasele zigomatice, dar unde s-a putut ancora doar câte un implant, că și oasele zigomatice în cazul lui erau foarte subțiri. În mod normal puneam două zigomatice cu două zigomatice și eram foarte fericit. Deci în mod normal să se fac implanturi de acestea, se fac, nu, două trebuie cu să două? Avem, sau... Trebuie să avem cel puțin patru. Trebuie să avem cel puțin patru. Fie că folosim implanturi convenționale, fie că folosim implanturi zigomatice, trebuie să avem minim patru, ideal chiar șase când vorbim de osul maxilar. Să punem două convenționale în față și două cu două zigomatice. Evident că pot să vă întreb cum ați resimțit această perioadă și personal și profesional. Cum v-ați adaptat epidemiei? Ei, ideea este că noi urmăream evoluția acestui virus chiar din luna ianuarie, adică urmărim întotdeauna ce se întâmplă pe plan internațional și am zis că pentru siguranța atât a echipei cât și în special a pacienților, este bine să introducem măsuri suplimentare de protecție. Am făcut un grup de lucru în care să putem să comunicăm foarte, foarte ușor. Ne-am implementat repede măsurile de protecție suplimentare. Ce a însemnat măsuri de protecție suplimentare? Pe lângă măști, combinezoane speciale, viziere, vizierele care noi eram obișnuiți, a însemnat ca după fiecare pacient, pe lângă desinfectarea suprafețelor,
să venim și cu o dezinfectare suplimentară a aerului, adică să facem așa numită nebulizare a aerului, o chestie obișnuită pentru sălile de chirurgie. Nebulizarea asta ce face? Omoară tot ce este în aer, adică tocmai pentru că este un virus respirator și în care trebuie să te gândești că chiar dacă faci un triaj foarte bun al pacienților care vin, pentru că s-a tot discutat despre pacienții care nu au simptome și pot să fie purtători de acest virus, trebuie să te gândești, măi, cum elimini și din aer eventual acest virus, pentru că virusul poate să stea pe niște particule de lichid, pe niște picături foarte, foarte mici și să plutească în aer până la o oră după ce ai tratat un pacient acolo. Deci, practic, și... cât durează să sterilizezi de la A la Z un cabinet? Adică cât timp se consumă, practic, într-o zi? Pe perioada stării de urgență a durat o procesul cam 2 ore jumătate. Acum, în starea de alertă, măsurile au fost diminuate și durează undeva cam la jumătate de oră, 45 de minute, timpul în care pregătești cabinetul între pacienți. Și aceasta este masca pe care o purtăm toată ziua. Deci când suntem în clinică, purtăm această mască, care este o mască specială care se mulează mult mai bine pe figura purtătorului și nu mai există riscul să scape aer pe lângă mască. Și peste acea mască punem o mască chirurgicală obișnuită pe care o schimbăm la fiecare pacient. Și asta este ideea. Adică, din nou, să revenim la ce este acest, de fapt, acest virus. Este un virus respirator, dar el nu plutește niciodată singur în aer. Deci studiile au demonstrat că dacă amândoi purtăm mască și vorbim unul cu celălalt, riscul să ne contaminăm este de sub 5%, chiar dacă unul din noi are acest virus. Bun, dar în cazul pacientului care stă pe scaun, e clar că unul nu poartă mască. Exact. Și atunci noi de aceea purtăm aceste măști speciale care ne protejează pe noi și în felul ăsta, dacă noi nu contractăm virusul, nu avem cum să-l dăm mai departe, pentru că apoi noi îl omorâm în cabinet. Ce măsuri suplimentare mai avem? Și iarăși e o chestie pe care noi avem standard, adică folosim lampile cu ultraviolete, care la fel omoară tot ce este în atmosfera din acel cabinet. Și asta este ideea, adică cumva noi totdeauna ne-am luptat cu virus, adică trebuie să înțelegem un lucru. Noi în meseria noastră lucrăm la 15 cm de gura pacientului, lucrăm de multe ori și cu sânge, adică este normal că întotdeauna am lucrat cu vizieră pe față, adică nu vrei să te stropești cu sângele pacientului când, nu știu, vrei să tai o coroană în timpul unei extracții. Și atunci, cumva pentru noi a fost o normalitate. Adică, de ce stomatologia totuși este mai sigură decât medicina generală în spitale? Pentru că noi întotdeauna la consultație, când vorbim și ne uităm în gura pacientului, purtăm mască. Adică suntem obișnuiți să purtăm mască tot timpul când comunicăm cu pacientul, pentru că întotdeauna stăm foarte aproape de gura pacientului. Și desigur, masca chirurgicală, în primul rând, îl protejează pe pacient de medic. Adică să nu sufli cumva tu ceva înspre pacient. Ce s-ar întâmpla într-un cabinet în care ar apărea un primul caz de COVID? În primul rând, sunt testați toți care au fost în acea secție, da? Și apoi se închide secția și se dezinfectează și se redeschide secția, dar cu alt personal. Deci asta este măsura care a fost implementată peste tot în lume. Deci nu este asta o problemă. Și mai o chestie, definiția contactului direct înseamnă că trebuie să nu fim protejați nici eu, nici pacientul. Atâta timp cât personalul medical este protejat, să zicem prin absurd că ar fi un caz confirmat la stomatolog, șansele să fii contaminat sunt spre zero. Și asta a arătat foarte clar nu doar ce activitatea noastră, dar activitatea stomatologilor din întreaga lume. Adică nu au fost cazuri de transmitere în cabinetele stomatologice. Să ne întoarcem la faptul că această perioadă în care mulți dintre noi nu am fost la stomatolog aduce destule probleme cu, nu? Clar că ați avut o grămadă de cazuistică, cât se poate de diversă, probabil după această pandemie. Care au fost cele mai grave probleme sau, mă rog, cele mai dese probleme care au venit oamenii la cabinet? Au fost foarte multe abcese, adică în momentul în care, cum vă povesteam, stai cu o infecție câteva luni și în momentul în care începe să-ți iasă puroi printr-un orificiu care este deschis prin față, atunci îți dai seama că e o problemă majoră și vii pentru tratament.
Deci pentru, am văzut și colegii mei, mai ales colega care este specialistă în chirurgie maxilofacială, trebuie să trateze cazuri de genul acesta excepționale. Trebuie să venim la medic. Este foarte important să venim la medic și să ținem lucrurile normale din scurt. Adică degeaba ne îngrijorăm de acest virus nou care poate nu o să intrăm niciodată în contact cu el, când noi stăm cu niște infecții de ani de zile care ne secătuiesc rezervele de imunitate și care ne afectează atât calitatea vieții cât și ne pot scurta viața. Bun, și pentru că vorbim de frica la dentist, vorbim și de sedare, de metodele de sedare pe care le aveți la dispoziție, așa încât pacientul să stea cât mai liniștit când ajunge pe scaunul stomatologului, și nu doar metodele de sedare pe care le aveți la dispoziție, dar și, hai să spunem, de câte ori poți să te sedezi, nu știu, conștient la stomatolog, că și asta e important. Ideal este într-un interval de o săptămână, mai mult de două ori ar fi prea mult. Okay. Doar că ce facem? Organizăm ședințele acestea în care, în primul rând, vrem să facem lucrurile normale, adică uzuale. De exemplu, să tratăm niște carii, să facem tratamente de canal. Asta o facem cu anestezie locală și pur și simplu discutând foarte mult cu pacientul, explicându-i pacientului și în timpul manoperelor ce se întâmplă, pentru că frica de unde vine? Vine din lipsa de cunoaștere, da? De cele mai multe ori. Și atunci îl ajutăm pe pacient să devină partenerul propriului tratament, a propriei lui sănătăți, pentru că asta este obiectivul. Obiectivul este ca pacientul să-și dorească să fie sănătos. Degeaba eu împreună cu colegii mei ne dorim ca el să aibă sănătate reală, dacă el nu înțelege ce e și cum să acceseze. Și lucrurile uzuale le eliminăm tratându-le cu răbdare. Iar apoi pentru intervenții chirurgicale pur și simplu adunăm tot ce este de extras, de implantat, de reparatos, de reparat gingie, tot într-o singură intervenție chirurgicală și în care apelăm la o singură dată la această sedare conștientă, în care are și componenta aceasta conștientă, adică pacientul poate comunica cu noi, deschide gura singur, respiră singur, dar în același timp nu îi mai este frică. Adică, în primul rând, această sedare este o formă de anxioliză, să îndepărtăm frica. Și cu asta lucrăm. Și putem să ținem pacientul într-o intervenție. Uneori au fost intervenții foarte complexe care au durat chiar și 4 ore jumătate, chiar și 5 ore, da? Și în care pacientul stă perfect relaxat, iar după ce s-a terminat intervenția, el este foarte bine, el se ridică, merge pe picioarele lui. Adică nu trebuie internat peste noapte, ca și în cazul unor intervenții în medicina generală. Deci avem doar avantaje folosind această tehnică de sedare conștientă. Ce trebuie să faci înainte de a merge la clinică și de a suporta o astfel de procedură? Că cred că e important. La prezentarea pacientului, focusul nostru central este sănătatea pacientului când vine vorba de întregului organism. Și de aceea discutăm de ce probleme de sănătate a avut, îl trimitem la analize medicale, îl trimitem la cardiolog. Și pe baza acestui dosar medical facem o întâlnire și cu medicul anestezist și ne stabilim dacă mai avem niște lucruri de făcut, poate pe alte specializări înainte să ajungă pe masa de operație. Pentru că descoperim foarte mulți pacienți cu diabet nediagnosticat până să-i dăm noi analize. Pentru că foarte mulți pacienți la întrebarea, ok, și cu sănătatea cum stați? Și pacientul zice, foarte bine. Și a doua întrebare este, ok, și ultima dată analize de sânge, când ți-ai făcut? Acum niște ani. Da? Adică asta este ideea, adică mă întorc la imunitate. Imunitatea și rezerva corpului nostru se consumă pe niște afecțiuni pe care le ține sub control, adică ele devin cronice de la început, nu mă doare nimic, nu simt că am o problemă, mă simt foarte bine, mă simt foarte sănătos, totuși eu am niște probleme grave de sănătate, adică am cunoscut pacienți care i-am descoperit cu glicemia 300. Când maximul normal ar fi în jur de 100, adică niște pacienți care de ani de zile țineau pe picioare un diabet și care nu au fost diagnosticați. Și tocmai, adică toate lucrurile astea noi le vedem cumva în evoluția dinților pacientului, pentru că totul cumva, multe din afecțiunile acestea încep și au semne și în cavitatea orală, dar sunt de multe ori agravate de infecții din cavitatea orală. Și poate beneficia practic orice persoană care are un diagnostic bun sau, mă rog, o sănătate în regulă, poate beneficia de astfel de sedare conștientă, analizele sunt ok. Este recomandată mai ales pacienților care au afecțiuni. Adică vorbim foarte mult de pacienți care au nevoie de intervenții majore, care au trecut de cam 60 de ani și în care mulți dintre ei au probleme cu tensiune, au probleme cardiace, sunt pe anticoagulante, adică au tot felul de alte afecțiuni
Și atunci această sedare și anxioliza ne permit nouă să controlăm tensiunea pacientului, pulsul pacientului și el să nu fie în niciun moment în riscul să aibă vreun episod cardiac. Pentru că asta este ideea, adică efectiv dacă nu controlezi bine frica pacientului, poate să facă un puseu hipertensiv. Adică îi se poate face rău pe scaun, poate leșina pe scaun, pentru că pur și simplu nu ai avut la îndemâna ta acest instrument. Cum faceți evaluarea pacienților înaintea tratamentelor somatologice de urgență? Pentru că e clar, în momentul în care un pacient vine, își stabilește, mă rog, un roadmap să-și facă dantura, e timp pentru toate. Dar ce facem în cazul tratamentelor de urgență? Atunci ce măsuri trebuie luate foarte repede? În primul rând, ne uităm la specificul urgenței, adică poate pacientul este umflat, poate pacientul are o durere și în care important este să facem un diagnostic corect. Aici e foarte importantă radiologia dentară. Și ne întoarcem un pic la ce s-a întâmplat în perioada stării de urgență. Centrele de radiologie nu au fost deschise, au fost toate închise. Și atunci pacientul, ca să primească un diagnostic și un tratament de urgență, era foarte important ca tocmai clinica sau cabinetul să aibă radiologie dentară proprie. Și asta ne-a permis nouă să asigurăm urgențele atât de eficient, pentru că degeaba vezi că fața pacientului pe partea dreaptă este umflată, pentru că pot fi mulți dinți de la care să plece acea infecție. Deci se face în primul rând o radiografie dentară panoramică digitală. Dacă tot nu este ceva clar, putem să facem și un computer tomograf să vedem tridimensional în zona dintelui respectiv sau a zonei respective ce se întâmplă, de unde vine infecția. Odată ce s-a găsit dintele cauzal, pentru că asta, noi vedem simptomul sau ne zice pacientul simptomul, spune mă doare sau uite văd și eu că te-ai umflat, dar asta este simptomul, noi trebuie să găsim cauza și să o tratăm. Și aici e foarte important această imagistică digitală în care putem să punem imediat un diagnostic și apoi este extrem de simplu să rezolvăm problema. Și revenim la, hai să spunem, problema de care discutăm de fiecare dată când ajungeți în platou. De ce nu e bine să amânăm mersul ăsta la doctor și mai ales la doctorul somatolog? Ce am învățat cu toții în perioada aceasta și mai ales în perioada în care nu am putut face decât urgențe este că tocmai nu amâna că s-ar putea că atunci când vrei tu să nu mai poată medicul. Deci asta a fost o situație complet nouă în istoria stomatologiei românești. Iar apoi este pur și simplu este o chestie pe care cu cât o rezolvi mai repede, cu atât ai mai multă viață după în care să trăiești sănătos la nivelul cavității orale. Deci la nivelul cavității orale este singura zonă în care medicina cumva și-a atins o zonă de platou. Adică lucrurile sunt atât de bine documentate, studiate, protocoalele funcționează de ani de zile, cum este exemplu implantul dentar care funcționează deja de peste 45 de ani. Adică sunt niște tehnologii care sunt extrem de sigure și în care zona dentară este singura zonă în care inclusiv putem să dăm timpul înapoi. Deci putem să întinerim oamenii fără probleme, adică fără ca pacientul să aibă dureri sau complicații după. Deci de aceea este efectiv o chestie care cu cât o rezolv mai repede, cu atât îmi rămâne mai mult timp liber să mă ocup de celelalte probleme. Singura grijă a pacientului român în următoarea perioadă este tot această stare de incertitudine. Sunt mulți care își pun problema dacă vor mai avea un loc de muncă, sunt mulți care își pun problema dacă vor avea același venituri pe viitor. Și atunci asta poate îi ține un pic deoparte și nu îi lasă pe ei să decidă, mă, gata, în sfârșit îmi rezolv problemele dentare. Uite că am scăpat și de asta, hai să-mi fac dinții. E așa o perioadă, hai să spunem, complicată, cum spuneați și noastră, economic, complicată că încă ne temem de COVID. Cum plusăm și cum îi facem pe oameni să înțeleagă totuși că nu e un pericol mersul la stomatolog? Trebuie să înțeleagă că sănătatea are o legătură extrem de strânsă cu cavitatea orală. Adică orice problemă avem în cavitatea orală ne va afecta întreg corpul. Adică sunt studii care arată de la probleme ce țin de creier, de Alzheimer, care sunt legate cu bacteriile care sunt lăsate să se mulțească excesiv în bolile parodontale, până la problemele cardiace, adică sunt extrem de multe legături de genul acesta. Și este normal că totuși cavitatea orală, dinții, fac parte din corpul nostru. Și de aceea am văzut ce înseamnă să alegem sănătatea și acum este pur și simplu important să mergem până la capăt. Să vrem cu toții să fim mai sănătoși, să mergem nu doar la stomatolog, ci și la medicul generalist, să ne facem o consultație, să ne facem analize de sânge cel puțin o dată pe an și să ținem lucrurile din scurt și în felul acesta o să avem o viață mai bună și mai lungă.
să le dăm și câteva sfaturi legate de prețul materialelor, care sunt cele mai bune, hai să spunem, opțiuni pe care le are un pacient dentist. Cel mai bun sfat legat de asta este în felul următor. Când vine vorba de investiția pe care trebuie să o faci în sănătatea ta, în cavitatea ta orală, când vine vorba de soluțiile alternative, sunt foarte multe, adică există pentru absolut orice fel de buget. Adică dacă vorbim de gura unui om care nu mai are niciun dinte în gură, poate să pornească de la 2000-3000 de lei niște proteze totale cât se poate de funcționale, până când poți să ajungi și la 100.000 de lei cu bugetul, dacă îți dorești ceva cât mai aproape de ce ai avut natural. Și atunci discuția se pune odată ce sunt dispus să sacrific din confort și din rezultat. Și mai este un fenomen în stomatologie, este un domeniu în care dacă pacientul nu investește suficient, poate să obțină și un rezultat zero. Nu înțeleg care este valoarea pe care trebuie să o primească. Și atunci dacă pacientul nu înțelege, el va fi tentat să aleagă cifra cea mai mică. Când vine vorba de un buget de refacere a danturii sau refacerea unui dinte, adică nu contează dacă vorbim de toată cavitatea orală. Și ăsta este sfatul meu. Trebuie să înțelegem că în stomatologie, dacă alegi să investești 70% din bugetul total, rezultatul poate fi de multe ori zero. Deci tocmai ăsta este sfatul meu pentru români. Adică vrei să faci ceva în viață, trebuie să fii pregătit să mergi până la capăt și să mergi pe soluția completă. Și asta nu e doar cu mersul la stomatolog. E o formulă magică pe care o recomandăm pacienților, nu știu, zirconiu plus ceva sau lucruri pe care le recomandați simplu, pentru... Este o formulă, este chiar o formulă magică. Deci când vorbim de dinți naturali, singura opțiune care chiar face diferență este ceramica integrală făcută pe calculator. Adică în care să scanezi dintele natural, să procesezi informația cu un soft specializat și să frezezi apoi folosind un roboțel care să frezeze dintr-un cub de ceramică până rămâne corona ta individuală. Pentru că doar ceramica integrală se lipește chimic cu dintele natural. Deci imită cel mai bine dintele natural. Și sunt mulți pacienți care mai au puțin dinți în gură și care asta le spun, măi, cei mai prețioși dinți din gura ta sunt ăștia, ultimii. Și atunci merită să investim în ei, să punem din start ceramică integrală. Nu mai are sens să mai încercăm soluții gen metaloceramică, zirconceramică, orice altă soluție. Trebuie să mergem din start la cea mai bună calitate pe care putem să obținem. Iar când vine vorba de lucrări pe implanturi, dacă o lucrare pe implanturi este gândită corect, ea trebuie să fie înșurubată. Adică medicul s-o poate demonta în cabinet cu ușurință. Dacă o poate demonta cu ușurință, înseamnă că putem să o servisăm cu ușurință și atunci nu mai este atât de important materialul ales. Adică pot să aleg un material mai slab și la un moment dat o să mi se rupă un dinte, dar dacă lucrarea e corect gândită, ea se poate demonta, se poate repara și se pune la loc. Deci asta este ideea. Deci când vorbim de dinți naturali, doar ceramică integrală făcută pe calculator, dacă vorbim de lucrări pe implanturi, doar lucrări înșurubate, fără să mai ținem cont neapărat de material. Când ținem cont de material, este vorba de cât de mult îmi doresc să am nevoie de mentenanță spontană. Asta înseamnă o soluție cu un cost mai scăzut, înseamnă că s-ar putea să rup mai ușor dinți, să am nevoie de serviciu. Dacă merg pe opțiunea cea mai înaltă acum pe care putem să o oferim pacienților, este cu un schelet al lucrării realizat din titan, pe care putem pune ceramică integrală, care se imite foarte bine un dinte natural. Acesta e genul de lucrare pe care momentan nu a reușit să o strice nimeni dintre pacienții noștri. Deci asta ar fi exact în felul acesta le prezentăm pacienților opțiunile. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și sper să ne vedem curând în platoul emisiunii. Să fie cu mult succes în perioada următoare și să intrăm în normalitate așa cum o știm noi. Doamnelor și domnilor, le mulțumim și sponsorilor care fac posibilă această emisiune de fiecare dată, Hofigal, Florăriile Trias și Dermavital. Emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră este susținută de Hofigal. Derma Vital.